Niciun elev nu a ieșit astăzi la tablă și nici nu a primit note, deși au fost prezenți la școală. I-au luat parte la un program la fel de special precum importanța zilei de astăzi. În toate unitățile de învățământ din țară a fost marcată prin activități diverse Ziua Învățătorului. A fost o zi specială și așa și trebuia să o realizăm, pentru că este ziua noastră și am vrut să transmitem elevilor deschiderea noastră pentru tot ce este frumos și bun. Cu ocazia asta, elevii remarcă și latura activităților extrașcolare care se accentuează cu acest prilej. Pentru noi am îmbinat foarte frumos și jocuri și activități în aer liber și ieșiri în spațiul din jurul școlii, desen pe asfalt am făcut în curtea școlii, jocurile lor preferate, nu vă spun cât de atrași sunt de aceste lucruri. Prin asta am transmis și am realizat o zi memorabilă pentru elevi. Am decis împreună cu colegii mei să dedicăm manifestările zilei învățătorului, zilei celui care în fiecare moment este aproape de copil, de educabil. Au fost activități pe care fiecare le-a gândit pentru a construi și a consolida relația cu elevul. O zi reușită din punctul meu de vedere și cred că și din punctul colegilor mei. Autoritățile au ținut și ele să puncteze importanța meseriei de dascăl printr-un mesaj transmis oamenilor de la catedră, cei care muncesc zi de zi pentru a pregăti profesioniștii de mâine, a forma caracterele și a modela sufletele copiilor noștri. La mulți ani, dragi colegi, să fiți sănătoși, să rămâneți aceiași oameni dedicați și să continuați cu pasiune să educați copiii noștri. Ziua Învățătorului este sărbătorită de 12 ani pe 5 iunie, ea fiind instituită prin lege în octombrie 2007. Pentru a aduce un omagiu celor care slujesc la catedră, a fost aleasă această zi pentru că ea reprezintă ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului românesc modern.